Eu nu cred că profesia juridică este o profesie care va fi înlocuită de tehnologie, oricum nu în viitor apropiat, dar cu siguranță că ea poate să fie ajutată și dacă înțelegi cum poți să te ajuți de tehnologie, cum poți să te ajuți de anumite produse care sunt nu neapărat dedicate, dar care poți, pe care poți să adaptezi practicii tale, atunci cu siguranță că vei fi mult mai eficient. E o regulă la noi că nu trebuie să spui că gata, acum ne pregătim să începem. Că dacă spui că ne pregătim să începem, toți își iau și poziția. Așează. Sunt Silvă Statulat, bună ziua, Daniel Tudor de la așa și nu mai este nimic, știi? Am o poveste amuzată cu asta, cu îndreptatul cravatei sau a gurelor de la cămașă. Tatăl meu, pe vremuri, a fost la o nuntă, acum mulți ani, cu mama mea și erau la o nuntă, a fost la o nuntă la mare, litoralul românesc, cred că mama e undeva. Nunta se desfășura într-o locație care avea și piscina. Și taică mă ajunge la nuntă, cu maică mea îmbrăcați patruace, taică mea cravata, știi. Și culoarul prin care se ajungea la restaurant mergea exact pe lângă piscina, marea piscina a hotelului, ansamblului de acolo, știi. Și taică mai avea pantofi noi, era spilcuit, era așa și a călcat, era foarte ud, a căzut în piscină. Primul lucru pe care l-a făcut când s-a ridicat de piscina ieșind din apă este și-a arșat cravata. Și tot din, e bună asta. Și tot din aceeași da, și tot din același ciclu maică mea îi spune lui taică-miu într-o vineri seara, zice, mâine seara, sâmbătă, suntem invitați la prietenii noștri X acasă, Xulescu. Da. Și Xuleștii sunt mai lejeri, nu sunt oameni așa formali. Și doar frumos să te îmbraci mai lejer și mai casual, știi? Și a doua zi, taică-miu îmbrăcat în costum, cu cămașă, cu pantofi și maică mai spune, ți-am spus să te îmbraci mai lejer și tata zice, păi nu mi-am pus cravată. Exact. Știi? Da, costumul formal, asta e, da. Exact. Acum e în contextul ăsta post-pandemic, se tot discută despre vestimentația la birou. Ce ar fi și ce e acum în noua eră post-COVID, ce e normal să poarte un avocat, ce e normal să poarte un bancher, ce e normal să poarte un personal dintr-o corporație la birou. Știi? Și într-adevăr că, sigur, perioada asta de hibernare acasă, știi, în perioada COVID-ului, a transformat obiceiurile vestimentare și direcția vestimentară și cravata, într-adevăr, mă uitam la o statistică, vânzările de cravate n-au fost niciodată atât de reduse. Știi? Acum, cumva se reiau ușor, ușor și cresc vânzările, dar sigur, oamenii cât au stat acasă și mai ales oricum mergeau la birou, dar mergeau la birou, mergeau cât se poate de casual, fără cravate, fără costume și așa mai departe. Știi? Depinde foarte mult de zona geografică în care te afli, dar am văzut că există un trend general de renunțare la formalismul vestimentar. Adică există această abordare să nu mai purtăm cel puțin cravată, dacă nu câteodată și costum, adică să ne îmbrăcăm pantaloni și sacou sau așa, dar să nu fim foarte formali și foarte rigizi. Am văzut și la Comisia Europeană că a venit la un moment dat unul dintre lideri sau la Parlamentul European, Jules Michel, nu mai știu exact. Da. A venit și a spus gata, pentru că costurile cu energia care se folosește pentru a răcori încăperea devine foarte mare, propun să începem prin asta, că jos cravata și n-am mai putut cravata. Deși la Parlamentul European, normal. Interesant cum au asociat ei criza asta energetică sau din sectorul energetic și problemele din sectorul energetic și au găsit o soluție. Da, adică, cu siguranță, cred că iarna asta, în foarte multe țări, se va pune problema unei vestimentații, știi, cu straturi, adică layering, știi, o să vor veni la birou cu un plover sau cu ceva mai gros decât venea în mod uzual, știi. Cred că e un moment să se facă, știu că totul e așa într-un trend în fashion, să se facă niște veste de alea cu lână, știi, să se vadă așa lână pe exterior, cum se poartă la munte. La munte, cum se poartă la munte, da. Da, e un trend acum, va deveni un trend să te îmbraci, abordezi o vestimentație care să-ți permită să faci față
căldurii inexistente de la birouri, de fapt. Da? Acum sunt multe țări și intrăm cumva și în subiectul ăsta, în subiectele conexe zonei imobiliare, sunt multe țări care deja au abordat și au adoptat, de fapt, legislații care le impun proprietarilor de clădiri, nu în principal, în principal administratorilor clădirilor de publice, deci cu utilitate publică, clădirile instituțiilor și așa mai departe, să reducă temperatura în aceste incinte până la 19 grade. Noi, românii, suntem un popor recunoscut a fi un mare iubitor de căldură și un iubitor de 25 de grade, 26 de grade iarna. Da. Vara nu, vara. Adică pantalon scurt și maiu în casă. Da, da, exact, pantalon scurt și maiu. Și cred că, cel puțin pentru noi, va fi complicat să ne adaptăm dacă se va ajunge asta și în România. România, cât de cât, hai să zic, face pași bărunți în sensul ăsta și în sensul adoptării unei legislații care, cu adevărat, să conducă la un saving, energy saving, știu, și o economie a resurselor încă. Dar probabil că vom fi și noi, oricum, obligați. Există, oricum, o directivă acum adoptată de Consiliul European, în sensul eficientizării consumului de energie per total. Și există niște direcții pe care le dau, dar și există o obligație, adică, afară de indicațiile și așa direcțiile care sunt date statului, există și niște obligații pe care statele trebuie să-și le asume, să reducă consumul de energie cu, de exemplu, orele de vârf cu minim 10%. De exemplu, orele de vârf sunt stabilite, care sunt orele de vârf, și trebuie să reducă consumul de energie cu până la 10% sau, dacă nu mă știu, minim 5% în următoarea perioadă, pentru a reduce cumva impactul pe care consumul l-ar putea avea și l-are asupra rezervelor. Pentru că despre asta se discută. Sunt două elemente acum și două componente. Componenta de suficiență a surselor de energie. Da? Gaze, în principal, există trendul ăsta să... Trendul, de fapt, nu, direcția ca statele europene să ajungă până la cel puțin 85% capacitate depozitată când vine vorba de gaze, pentru a se pregăti de această iarnă. Și după există cealaltă componentă a problemei, care este problema costului. Sigur, cu o legătură simbiotică una față de cealaltă, dar, sigur, două probleme care sunt totuși la bază, chiar dacă există o legătură între ele, distincte. Da. De foarte multe ori sunt confundate. Costul este una și suficiența este alta. De exemplu, România stă foarte bine la capitolul suficiență față de alte state membre, dar stă foarte prost la capitolul cost și preț, sigur. Da, de altfel, am văzut săptămâna trecută că a apărut o statistică și România stă foarte bine sau prost și la capitolul consum. Consumul român pe cap de locuitor în România este de 2,4 ori mai mic decât în Germania, spre exemplu. Da. Semnificativ. Deși consumul ar trebui să fie unul asemănător, adică românul ar trebui să aibă și el în casă un televizor, mașină de spălat, frigider, se pare că probabil e ciudat asta. Și m-am uitat deseori și am văzut sisteme energetice naționale care produce pentru 20 de milioane de oameni, cu mult sub țări similare din vest, la o populație gen similar. Și stai și mă gândeam, dar de ce? Pentru că totuși avem și noi orașe mari, București este, uitam pe un top de curând, al cincea cea mare oraș în Europa, după populație, within city limits, adică înăuntru limitelor sale. Sunt de huge, adică bate orașe care sunt de prestigiu. Inclusiv periferie. Da, inclusiv periferie. Deci, fără sateliți, noi batem inclusiv Parisul. Da, un oraș foarte mare. Da, exact. Deci, ca populație. Și totuși, Bucureștiul are un nivel de trai destul de înalt, adică deja e cotat în, să zicem, ce puțin prima jumătate, dacă nu chiar primul sfert. Știi? Și nu știu dacă datele oficiale, adică nu știu de când datează ultimul recensământ la nivelul capitalei, dar în mod cert datele oficiale pe care le poți găsi, de exemplu, online și sunt total eronate, adică față de realitatea, într-adevăr, în București, este că avem și de aici și traficul și aglomerația urbană și așa mai departe, da. Sigur. Ciudat. Da, tu te ocupi de energie, nu? Eu personal nu. Nu. Dar societatea noastră acoperă și zona de energie și este o arie de practică și grupul nostru de lucru este un grup puternic. Și acoperim, sigur, nu numai zona de energie regenerabile, care este acum e în vogă și e cumva zona care atrage cel mai mare interes și
dezbaterile comune abordează în principal zona asta de energie, resurse regenerabile și așa mai departe, și noi ne ocupăm și de zona de energie, să acoperim și sectorul ăsta sau subsectorul de energie tradițională, gaze, petrol și alte surse non-regenerabile, ca să le spunem așa. Deci în mod cert, da. Ai crescut foarte frumos. Eu am interacționat prima oară cu, nu știu dacă cu tine direct, dar sigur cu oameni din echipa ta, la proiectul Soho. Da. Acum, cred că sunt 5 ani. Peste. Cred 6. 5-6 ani. Soho Unirii. Soho Unirii, da. Ne l-am branduit, noi am făcut vânzele până la un punct. Da. Și am interacționat cu niște colegi de-ai tăi, nu mai știu să le spun numele, dar am reținut straturat și îmi vorbea Richard, pe vremea respectivă era CEO companiei. Vorbea despre tine, știi? Ziceam, păi ce tare, abia să vreau să-l cunosc eu. Da. Și pe aia ne-am întâlnit la Marius Ghenea, da, la eveniment. Da. A fost foarte tare. Dar am văzut așa că tu ai, inclusiv pe site, apare mult, mai multă experiență în zona de venture capital, de tranzacții de genul ăsta, M&A și așa mai departe, nu? Real estate-ul cam cât face din total business? Sau n-am înțeles bine? Real estate-ul alături de... aria de drept imobiliar alături de aria de achiziții și fuziuni a fost tot timpul dintre, în paralel, nu? Da, a fost întotdeauna unul dintre stâlpii de rezistență al firmei. De fapt, noi ne-am lăsat ca o firmă de avocatură dedicată celor două, în principal celor două arii de practică, deci M&A și real estate. Real estate în continuare este una dintre fundațiile firmei și astăzi avem, cred că, printre cele mai numeroase grupuri de lucru dedicate zonei de real estate, de dezvoltare imobiliare, din România, dintre case de avocatură. Și avem 11 avocați dedicați din aproape 40, suntem 40, între 45 și 50, fluctuează mereu numărul, dar suntem între 45 și 50 și din 45-50 de avocați, 11 sunt dedicați practicii imobiliare. E foarte bine. Exact. 25%, n-aș spune chiar un sfert, dar un sfert. un sfert dedicați practicii imobiliare și cu siguranță că este o arie de practică și un grup de lucru foarte ocupat. Adică e un, în care avem un volum de mandate deosebit și un volum de mandate continuă. Un volum de mandate foarte variate. E un lucru care ne mulțumește. Cred că am avut întotdeauna o temere fantastică de o recurență din asta efectiv pe o perioadă lungă de timp și de o monotonie a mandatelor. Și am avut noroc să avem o gamă foarte variată de mandate, mai ales în ultimii ani de zile. Pe de o parte, privite din perspectiva ariei de practică sau elementului intrinsec al mandatului, în sensul că aveam, eu știu, contracte de închiriere, aveam tranzacții de investiție unde aveam contracte de vânzare-cumpărare, aveam analize juridice pe terenuri, proclădiri și așa mai departe. Am avut mandate pe urbanism și aspecte de urbanism sau cu element, un element urbanistic foarte bine conturat în ele. Și după, dacă e să o privim și din perspectiva claselor de active sau sub sectoarelor zonei imobiliare, avem, cu siguranță, am avut mandate care au acoperit sau care au privit toate clasele de active și de active de toate tipurile, de la logistic până la rezidențial, birouri, zona de retail și așa mai departe. Și atunci, diversitatea asta, în primul rând, îți permite ție ca jucător în piața de servicii juridice să fii relevant, pentru că poți să te marketezi și să promovezi întotdeauna experiența în absolut toate elementele sau componentele pieței imobiliare. Și în al doilea rând, și foarte important, poate mai important pentru noi, ne-a permis să o continuitate cu avocații cu care, mă rog, avem o colaborare și am avut o colaborare bună și cu avocații care au venit cu o experiență sau au dobândit o experiență deosebită pe parcursul profesional în cadrul firmei astea de avocatură. Iar asta este o problemă a pieței de avocatură. M-a întrebat un jurnalist cu care am fost o emisiune, prefer să nu-i spun numele, dar să ne fac reclamă aici, dar oricum, m-a întrebat care este cauza fragmentării pieței de avocatură. N-aș aborda subiectul
cauzelor fragmentării, ci doar aș spune că există o fragmentare fantastică în piața de avocatură și atunci una dintre problemele cu care ne confruntăm noi, jucătorii din piață, este această lipsă de retenție a avocaților. Deci, continuitatea colaborărilor pe o perioadă de timp. E, noi aici am reușit să ne păstrăm avocații și tocmai prin diversitatea mandatelor am reușit să facem lucrul ăsta. Deci a fost un lucru important. Și, sigur, avem clienți loiali, e foarte important asta, avem clienți care sunt alături de noi și noi suntem alături de ei de unii dintre ei de 8-9 ani de zile, îți spuneam mai devreme că am sărbătorit 10 ani de existență săptămâna trecută și joia trecută chiar. Și, mulțumim! Mulțumim! Și în acești 10 ani de existență am creat un portofoliu de clienți care sunt acolo. Au rămas, n-au plecat, nu s-au mișcat, poate că, sigur, în anumite cazuri lucrează și cu alte case de avocatură, rar totuși, dar cu siguranță ne-au rămas loiali. Și probabil că au rămas loiali pentru că am reușit să le livrăm un produs pe care ei și-l doreau. Da? Calitate, eficiență din ambele sau din toate punctele de vedere, ambele, mă refer la timp și cost. Dar și factorul uman, pentru că spunem lucrul ăsta, avem acum sesiuni de interviuri cu avocații stagiari și le spunem că pregătirea profesională pentru noi este foarte importantă, dar nu este nici pe departe la fel de importantă ca elementul emoțional. Deci elementul emoțional, integrarea avocatului respectiv în echipă, munca de colectiv, empatia în birou și așa mai departe, lucru care e foarte important. Deci, exact ca o companie, probabil, chiar dacă e o societate de avocatură, zicem per se, așa se numește, aveți elemente de cultură organizațională și acolo, destul de puternice. Sigur. Și el este o organizație, ca oricare alta, o firmă de avocatură și care trăiește și există urmând aceleași coordonate. Și din perspectiva administrării ei. Sunt aceleași coordonate pe care le urmărești și pe care le încerci să le aplici și după care vrei să te ghidezi de la, eu știu, partea de vânzări, marketing, cultura organizațională și, și la noi, spre exemplu, a apărut acum și este din ce în ce mai importantă, importante elementele non-financiare. Cele care sunt astăzi caracterizate sau denumite generic ESG. Aspecte de... Lipsa cravatei intră la ESG? Da, asta mă gândeam dacă intră la ESG, da. Da, siguranță. Da, eu am venit cu cravata astăzi, totuși și aș putea să promovez. Știi că și eu am vrut, dar am așa pe fungul încât am zis, ok, gata, mă iartă. Da, da, eu am plecat dimineață tot așa rapid pe fugă, dar am zis că îmi pun cravata oricum. Da, eu sunt un adept al, nu al ultraformalismului și cumva intră în contradicție cu ce am spus noi, ce am spus mai devreme, pentru că noi avem o organizație care este o organizație tânără, formată din niște avocați pe alocuri neconvenționali în abordare și noi și casa de avocatură, pentru că spuneai de creșterea asta pe care noi am reușit să o gestionăm, pentru că asta e o chestie foarte importantă. Iar și creșterea pe care am avut-o și creșterea pe care puteam să o avem, poate pe o altă coordonată, putea să nu fie bine gestionată. Dar creșterea asta s-a datorat unui element nou, da? Abordării inovative, să spunem, pe care am avut-o. Și toată lumea spune, domnule, ce poate să fie inovativ în munca unui avocat, că până la urmă tot scrie un contract, să duce. Sunt foarte multe lucruri care pot fi. Și abordarea pe care o ai față de avocații colaboratori, față de colectiv și față de echipă, este cu siguranță un element care poate fi inovator. Și față sau de clienți, poți să ai inovație. Cum te poziționezi mai departe? Temporar face să cunosc mai mulți concurenți de IT, să zicem, da, în industria imobiliară. Și pot să văd abordări diferite. Adică, ai putea spune, ok, avocatură. Nu e doar atât. Sunt multe aspecte pe care le simți în momentul care stai, numai dacă stai cu omul de vorbă, dar trebuie să mai faci și un research, să vezi și cum lucrează cu clienții și așa mai departe, știi? Deci da, sunt aici, sunt cu tine. Iară o... Bai rău. Avocatura la nivel european și la nivel mondial cred că suferă o transformare. Și toate profesiile liberale suferă o transformare, pentru că suntem, pe de-o parte, astăzi suntem influențați foarte tare de tehnologie și din ce în ce mai mult de tehnologie.
Eu nu cred că profesia juridică este o profesie care va fi înlocuită de tehnologie, oricum nu în viitor apropiat, dar cu siguranță că ea poate să fie ajutată și dacă înțelegi cum poți să te ajuți de tehnologie, cum poți să te ajuți de anumite produse care sunt nu neapărat dedicate, dar care poți, pe care poți să adaptezi practicii tale, atunci cu siguranță că vei fi mult mai eficient față de restul concurenței, modul, abordarea ta va fi, sigur, se va modifica, altera și va evolua într-un sens în care va permite incorporarea inclusiv acestei tehnologii și automat, sigur, va face interacțiunea. Adică, cel mai simplu exemplu e folosirea platformelor de videoconferință. De la momentul, de exemplu, eu eram un avid utilizator al platformelor de videoconferință și înainte de COVID. Odată cu COVID-ul, a fost o ușurare pentru mine, pentru că dacă înainte de martie 2020 mi-era complicat sau aveam așa, mă gândeam de două ori înainte să-i propun unui client să ne auzim totuși pe Zoom, clientului sau părții celelalte, i s-ar fi părut poate, unora dintre ei s-ar fi părut poate impersonal interacțiunea. Odată cu pandemia și de COVID-19, ea a devenit pe perioada pandemiei a devenit o normă, iar acum a devenit o practică acceptată. Da? E o practică acceptată și acceptabilă în același timp. Adică o practică acceptabilă să trimiți o invitație pe Zoom ca alternativă la o întâlnire fizică. Exact. Da? Până și consultanța juridică pe care noi o înainte o dădeam exclusiv în întâlniri fizice sau poate în teleconferințe, da? Acum este absolut corect și absolut uzitat să poți să consulți juridic clientul într-o videoconferință. Munca mea astăzi este probabil o proporție de peste 70%, o muncă care implică întâlniri virtuale, deci în mediu virtual și cu siguranță interacțiune virtuală, adică, eu știu, aplicațiile de file sharing, intervențiile pe care le avem pe anumite documente și drafturi sunt în tot felul de cloud-uri și aplicații care sunt în cloud și așa mai departe, adică e mult mai, și sigur, de asta spun că... Semnătură electronică. Sigur, semnătură electronică și așa mai departe, adică cu siguranță că practica și, în general, tot ce înseamnă uzanțele economice, la modul general, se schimbă fundamental. Nu zic că pandemia a schimbat atât de mult viața noastră, adică, cu siguranță, mai puțin decât anticipau mulți dintre noi la momentul martie 2020. Da, a fost un val la început în care am crezut că nu se schimbă total viața. Total viața, dar lucrurile vin foarte greu să schimbă omul. Și așa să ducem într-o zonă hibridă, știi? Hibridă, da. Dar asta este un element care a fost un element pozitiv, după părerea mea, adică o schimbare spre bine. Da, și nouă ne vine foarte ușor, chiar și în imobiliare, să știi. Da, deși imobiliare poți spui că e cu atât mai greu să faci video call, să știi, că dacă ești cu un client care vrea să cumpere și vrea să vadă. Cum îi arăți? Da. Cum îi arăți, știi? Dar, deci dacă spui video call, da, sigur, putem face video call și unii chiar se înălză și tot pe video call. Da. Dar, într-adevăr, e nișă, adică majoritatea vor să vină fizic. Da. E al contact. Știi că, cred că spuneai mai devreme de practica noastră în zona de venture capital și era interesant și aș vrea așa să abordez foarte succint subiectul venture capital, dar din perspectiva zonei imobiliare, pentru că am văzut în ultimii ani de zile din ce în ce mai multe startup-uri cu cumva focusate sau cu o direcție în zona imobiliară. Și vorbesc despre startup-uri de PropTech, startup-uri de PropTech care, unele dintre ele au un succes fabulos și care mi se pare că au și un model foarte ușor scalabil în afara României, ca să, de fapt, asta e element cheie, da, pentru scalabilitatea într-o zonă geografică cât mai largă sau la nivel mondial. Și am văzut, sunt câteva povești de succes în România, adică, spre exemplu, există un startup care se numește Bright Spaces. Da, îi cunosc. Da, îi știi. Bogdan Nicoara. Bogdan Nicoara. Extraordinar, adică ceva deosebit. Știi, mi-ai zis, sigur, nu poți să-i arăți unui client în spațiu, trebuie să-l viziteze fizic, trebuie să simte și sigur. Da, știi acolo, da, chiar merge. Dar el face această...
ei realizează aceste planuri 3D ale spațiilor și cu siguranță că clienții încă își mai doresc să viziteze fizic o încăpere, un spațiu pe care îl închiriază, o clădire și așa mai departe, dar poate vin la o vizionare și când ajung acasă, cu partenerul de afaceri, cu echipa, cu soția poate, sigur, afacerea asta în general și domeniul ăsta se extinde și în zona rezidențială, dar deocamdată privește în special zona de zona comercială, spațiile comerciale și spațiile de birouri. Dar ajunge la birou și zice, uite, am văzut spațiu, da? Hai să vi arăt și vouă, hai să ne plimbăm un pic prin spațiul ăsta. Hai să vedem cum arată virtual spațiul, să vă arăt și vouă. Uite, am fost aici, am văzut și uite, are o lumină. Și e incredibil cum ei pot să replice niște elemente naturale. De exemplu, lumina la o anumită ora zilei. Da? Vreau să văd ce lumină va fi în încăperea pe care eu o am proiectată ca fiind biroul directorului general în zona asta între orele 2 și 5, când e directorul general la birou. Uite, și mi-arată să vezi cum bate lumina și cât de cald va fi și așa mai departe. Adică zice elementul ăsta al tehnologiei. Noi am asistat în legătură cu finanțarea multor companii la început de drum, focusate și axate pe o activitate predominant în zona imobiliară sau conexă zona imobiliară, nu neapărat exclusiv în zona imobiliară, în ultimii ani de zile și am văzut din ce în ce mai mult interes pentru aceste tipuri de companii din partea tuturor fondurilor de venture capital. Deci nu vorbim doar de fondurile de PropTech sau fondurile de VC dedicate, care au avut practic în scopul existenței investițiile în zona de PropTech. Dar din ce în ce mai mult le vedem și sunt foarte comune. Practica noastră noi spunem Tech M&A. Tech M&A include practica de venture capital, care practica de venture capital este, sigur, o asistență în legătură cu rundele de investiții și cu investițiile pe care le realizează fondurile de venture capital, fondurile de investiții de risc în companii aflate la început de drum sau cu o anumită maturitate, într-un stadiu al maturității lor, dar înseamnă inclusiv practica pe care noi o avem în legătură cu asistența pe care o acordăm chiar companiilor. Adică asistăm deopotrivă fondurile de investiții și companiile în legătură cu aceste runde de investiții. Lucru interesant, adică e o practică foarte bine conturată. Ce vreau să subliniez este că ea este partea unui departament mult mai mare de M&A. Există acest grup de lucru care este unul din trei grupuri de lucru, M&A, generic, și este un grup de lucru care deservește aproape exclusiv clienții de tech și în zona de tech, să zicem. Noi am, da, pentru că și startup-urile de PropTech sunt tech-enabled, da, nu sunt neapărat, da, deci tot nu sunt deep tech, dar sunt tech-enabled și sigur intră tot acolo, adică indiferent de sectorul pe care startup-ul targetează, în principal startup-urile acum sunt startup-uri care folosesc tehnologia și care aplică sau implementează tehnologia într-o soluție pe care ei o au creată și desemnată pentru respectivul sector. Da, nu e pur tech, este servicii tech, care sunt exact, enabled. Tech enabled, da. Exact, și din punct de vedere. Departamentul mare este un departament care are alte două grupuri de lucru. Unul dintre aceste două grupuri de lucru are un focus cu precădere în zona de energie și în sectorul energetic și asistă în achiziția, vânzarea de parcuri fotovoltaice, de, eu știu, companii care activează și dau servicii conexe zonei energetice și așa mai departe. Dar, sigur, gestionează și alte tipuri de proiecte. Iar al treilea grup este un grup agnostic din perspectiva sectorului, deci din perspectiva sectorială și, sigur, asistă în general. Asistă pe toate proiectele de M&A, indiferent de neapărat zonă și poate ajută și chiar și celelalte două grupuri de lucru. Deci, da, aceste trei grupuri de lucru însumează astăzi 12 avocați astăzi când discutăm, deci 12 avocați care sunt dedicați practicii de M&A. Deci 12 la M&A, 11 la real estate. Deci oricum două grupuri de lucru. Și tu unde ești? Ești în afara lor? Eu le fac, nu. Mai presus, nu. Sunt mai prejos. Știi că era vorba aia, că spune că papa spune că toți oamenii sunt egali, dar el este primul dintre egali. Da, așa e. Așa e. Da. Da, corect.
Adică nu, tu te muți între ele, nu? Eu încă jonglez. Uh-huh. Încă jonglez între practica imobiliară și practica de achiziții și fuziuni cu o direcție pe care încerc să mi-o impun de a cumva mă îndepărta de la practica imobiliară și de a rămâne focusat în zona de M&A. În practica de real estate avem o echipă bine formată. Am doi colegi care sunt coordonatori de echipă și care pot struni și pot gestiona mandatele și componenta administrativă, pentru că rolul meu, din fericire și de foarte multe ori din păcate, este atât rolul de coordonator profesional, cât și de coordonator administrativ. Asta înseamnă că stabilesc bugete, discut componență, fac o evaluare a mandatelor, văd cum gestionez și așa mai departe. Adică sunt administratorul firmei de avocatură, dar sunt administratorul și asta înseamnă să fii head of real estate sau head of M&A, adică coordonatorul practicii de. Ce înseamnă? E foarte prost înțeleasă de foarte multe ori poziția asta și este cumva privită ca o poziție ierarhic superioară poziției de partener. Domnule, e partener și head of, nu, în niciun caz. Deci ea trebuie să aibă o conotație clară după părerea mea piața de avocatură, mai multă bătaie de cap și cu siguranță mai puține beneficii, dar aia trebuie să aibă mai multe. Deci dacă ești coordonator de practică de ceva, e mai multă bătaie de cap, beneficii ar trebui să fie foarte puține, pentru că, în general, la nivel mondial, asta e interesant, coordonator de practică nu e neapărat un avocat mai bun decât ceilalți parteneri, spre exemplu. Dacă partenerul este ierarhic în poziția de vârf în ierarhia avocaților, casei de avocatori, nu înseamnă că ești mai bun profesional. Înseamnă că ai povara și corvata elementul administrativ. Asta înseamnă că trebuie să atenționezi pe toată lumea cu privire la bugete, că trebuie să duci să-i cerți când nu fac ceva, că trebuie să stabilești direcții, trebuie să te impui, participarea la conferințe, participarea și câteodată avocații care sunt partea grupului de lucru n-au chef punctual, adică să facă niște lucruri și așa mai departe. Și atunci, inerent, ești într-o poziție ingrată în care trebuie să sunt colegi, dar pe de altă parte. Această poziție pe care eu o ocup astăzi în ambele departamente de coordonator de practică este o poziție pe care eu aș dori, cel puțin în practica imobiliară, să o predau mai departe și această poziție ar trebui să existe o rotație la fiecare 4-5 ani. Persoana care e coordonator să o predea mai departe către alt partener sau o persoană cu același nivel de experiență. Deci, cred că clienții de coordonatori care sunt sau investori în diverse active nu se simt asta ca pe pierdere? Nu cred, pentru că noi ce am încercat să realizăm de-a lungul timpului a fost să educăm această echipă de avocați pe care o avem și să îi aducem pe toți la un anumit standard. Un anumit standard de înțelegere profesională, de pregătire profesională, de experiență și la un anumit standard de pregătire sau dezvoltarea aptitudinilor de relaționare, coordonare, atât administrativă cât și profesională, coordonare, că vorbim și despre relația cu clientul. E foarte important, care e important acolo cum te... Dar, deci, practic, ei pot prelua, te pot replica pe tine fără nicio problemă. Da, cu siguranță. Da. Absolut, cu siguranță. Și sper să pot face eu asta și să poată și ei face asta în următorii, poate, ani de zile, nu mulți ani. Deci asta e... Pentru că aici e o percepție pe care aș vrea să o clarific și o percepție eronată. O firmă de avocatură nu este o societate de corespondere limitată, nu e un SRL-ul. Și nici nu există un patron la SRL-ul. Este o noțiune desuetă, o noțiune învechită, care în piața noastră de avocatură încă există, în piața de România, dar ea nu există în nicio altă piață vestică, într-o piață matură de servicii avocațiale. Adică nicăieri în lume nu există o casă de avocatură care este deținută de un patron, unu sau doi, sau de o familie, sau așa mai departe. Ea este eminamente, societatea de avocaturi este un parteneriat între un număr de avocați în vederea, sigur, derulării activității sau derularea activității profesionale în comun, da, ajutorul în comun. Și asta trebuie să existe. Deci de asta eu poate că, sigur, am pus bazele firmei de avocatură. Astăzi, cu siguranță, nu mai sunt singurul asociat în firma asta de avocatură și în viitor nu doresc să fiu singur asociat, nu sau singur sau asociatul cu cea mai mare pondere, ci noțiunea și ideea este de a preda, nu ștacheta, dar de a împărți această
capitalul acestei firme de avocatură între avocații care performează și care demonstrează că pot să performeze. Asta cu performanța e o chestiune discutabilă. Deci, despre asta vorbim. Și atunci, în egală măsură, pentru că a făcut această paralelă, coordonarea firmei de avocatură, coordonarea departamentelor specializate este o chestiune care trebuie să fie preluată de avocații care pot să asigure această componentă, care au calitățile, aptitudinile necesare pentru a, în primul rând, coordona profesional. Sigur, trebuie să fii foarte bun profesional ca să poți să coordonezi profesional, dar după aia, noi avocații, în general, suntem manageri slabi. Din păcate, asta este o... Da, nu suntem niște administratori de care, nu știu, putem să ne organizăm, structurăm activitatea într-un mod atât de coerent pe cum o fac. Eu, apropo, eu sunt avocat, dar sunt și economist. Deci eu am terminat economia... La ASE? Da, am terminat la ASE, exact. Finanțe și REI. Relații economice internaționale. Ai fost și la ASER, la Asociația de Studenților Economici din România? Nu, n-am fost. Erau asociații. Nu, erau asociații. N-am fost la asociații, eu nu. Eu am făcut școala, o parte din școala în Statele Unite și m-am întors mai bine la studiile la ASER și am terminat ASER-ul practic, dar am o parte din facultate. Da, ai pierdut, să știi, ASER-ul era o organizație ASER. Foarte faină. Știu. Nu știam, dar n-aveam timp. Întotdeauna făceam, atunci aveam și o afacere și așa mai departe. Okay. Da. Deci asta spun. De ce îmi doresc să... Nu, și sigur, sunt clienți cu care lucrez și care vor lucra întotdeauna în tranzacții imobiliare, dar am fost atras de zona de M&A. Am acest focus și specializare personală în zona de tehnologie și întotdeauna mi-a plăcut zona de tehnologie și cunosc un portofoliu de clienți, companii de tehnologie și nu numai românești, ci companii americane, mari americane pe care îi asistăm în mod uzual și eu îi asistăm în mod uzual în tranzacții și colegii mei au alte companii și așa mai departe, dar am unii clienți care sunt clienții mei și mă regăsesc, nu neapărat mai bine, dar mă regăsesc cumva nu poți să le faci pe toate. Și noi avem această abordare în cadrul firmei de avocatură, avem o supra-specializare, supra-specializare față de paradigma pieței. Așa, știi, față de direcția, modul în care piața a fost structurată până acum. Și există această separare și dacă am mergem pe linia, trebuie să avem avocați specializați, atunci eu cu atât mai mult nu pot să acopăr două arii de practică. Și atunci trebuie să aleg ca să pot să... Și e foarte mult profesional să poți să gestionezi sau să două arii. E enorm. Mare. Da. Eu cred că este în beneficiu tuturor să gândești lucrurile în felul ăsta, adică cumva ai ajuns pe clienți în final. Da, sigur, absolut, că ei trebuie să beneficieze de un serviciu cât mai specializat și cât mai corect, cât mai pertinent față de întrebarea, solicitarea pe care eu am și așa mai departe. Dar cât ai fost implicat, să zicem, mai mult în zona de real estate? Care sunt provocările care te-ai confruntat cel mai des pentru clienții tăi? Pentru clienți care înțeleg că cel mai des te-ai confruntat să fie dezvoltatori. Da, așa a fost clientele principale. Deci, probabil că au fost și investitori. Și investitori, da, sigur. Sigur. Provocările au depins întotdeauna de epocă, de etapa istorică. Știi că 10 ani deja înseamnă o epocă. 10 ani. Bine, eu 10 ani firma de avocatură, dar eu pe cont propriu am început în 2008. Deci sunt aproape 14 pe cont propriu. Deci da, 14 puțin două ere, cu ciclul anterior imobiliar și acum e ciclul nou. Da. Când am început pe cont propriu, problema principală era lipsa finanțărilor. Deci, practic, nu existau bani, nu exista un acces la finanțare. Era în 2008-2009 deja. 2009, deci criza economică, sigur, era, la momentul respectiv, era efectiv o lipsă totală de lichiditate pe piață. Și era o problemă foarte mare dacă vroiai să începi o dezvoltare sau vroiai să achiziționezi un teren, o clădire de bio și așa mai departe, era un lucru foarte complicat să accesezi finanțare bancară. Sau orice tip de finanțare, de fapt, la finanțare bancară. Nici nu existau mijloacele alternative de finanțare foarte bine conturate și nici astăzi nu sunt, din păcate. Adică investitorii imobiliari din România
Acum au început să înțeleagă că pot să emite obligațiuni, ce înseamnă obligațiunile, că pot să se listeze, că nu trebuie neapărat să se listeze pe piețele principale, ci pot să se listeze pe aerul și așa mai departe. Uh-huh. Și cred că One a fost un deschizător de drumuri în sensul ăsta. Da. Deci One a fost pentru că ei sunt, băieții și Victor și Andrei, sunt doi finanțiști foarte buni și ambii au lucrat în bancă și au experiența asta. Ei au înțeles foarte, foarte bine și au avut reprezentarea diversității mijloacelor de finanțare pe care le pot accesa. Și asta au făcut. Exact. Au atras din banii privați, dar printr-o multitudine de și varietate și numai și instituțiuni și, din, și banii instituționali, mă rog, diverse și fonduri de investiții și așa mai departe, că simte că au luat un au ridicat bani și de la un fond de debt regional la un moment dat, o sumă importantă, printr-o emisiune de obligațiuni. Adică, okay, dar la momentul respectiv, deci prima etapă a fost această o problemă de finanțare. Deci aveam o problemă de finanțare. La momentul respectiv, în schimb, exista o ușurință cu care puteai să, pe de-o parte, să accesezi forță de muncă necalificată. Nu tu, dezvoltator sau investitor, ci firmele de construcții, pentru că, sigur, sectorul ăsta imobiliar este depinde în totalitate de performanțele sectorului de construcții. Da? Și firmele de construcții atunci aveau la îndemână, mult mai la îndemână decât au astăzi sau decât aveau cu câțiva ani, puțini ani, aveau la îndemână forță de muncă. Forță de muncă. Exista forță de muncă, prețurile materialelor de construcție erau extraordinar de scăzute, deci dacă aveai cu adevărat resurse, dacă aveai bani, puteai să construiești ieftin și ușor. Da? Se băteau firmele de construcții și firmele de servicii profesionale conexe, arhitectură și așa mai departe, proiectare rezistență, proiectare instalații și așa mai departe, se băteau pe tine. Adică aveai o multitudine de alegeri, pentru că era o piață în contracție, era o piață care avea probleme foarte mari de a ieși din zona asta, din tăciunele astea al crizei economice, și atunci a fost foarte complicat. Era foarte ușor dacă aveai acces la finanțare, puteai să construiești ușor, adică acolo erau multe oportunități. Erau probleme și la momentul respectiv cu autoritățile locale, dar nu erau atât de mari acum. Acum, adică totuși exista o, cât de cât aveai reprezentarea că poți să obții o autorizație, un puz într-un anumit termen și așa mai departe. Știi? Adică era și o legilitate. Erau și mai puține proiecte, exista și o legilitate de a discuta cu autoritățile locale la momentul respectiv și așa mai departe. Cred că perioada respectivă a fost depășită undeva în anii 2015-2014, un pic mai târziu decât în vestul Europei. Deci în vestul Europei, țările din vestul Europei au ieșit din criză, au fost țări în care nu a existat criză, adică Polonia n-a avut criză. Da, și Polonia a avut creștere economică și în anii de criză și cu o creștere fabuloasă în sectorul imobiliar. În 2015 noi am organizat un eveniment la Viena și l-am avut atunci pe Bogdan Mazuru, ambasadorul României la Viena, și pe Cristi Popescu, viceguvernatorul la acel moment al Băncii Naționale. Și Cristi Popescu a spus invitaților, că erau foarte mulți investitori în zona imobiliară, investitori nu români, ci din regiune, a spus: dacă vă doreați sau v-ați fi dorit să fi investit în Polonia acum 5 ani de zile și n-ați făcut-o și acum vă pare rău, ăsta este momentul să veniți în România. Și cu siguranță că tot în aceeași an, în 2015, am mers la MIPIM la Cannes și a fost un an interesant, pentru că începeau din nou evenimentele. Eu am fost prima oară la MIPIM în 2010. 2010 a fost un an în care, 2010 sau 2011, nu mai țin minte, dar era un an în care încă sângera piața imobiliară și totul era într-o contracție, erau acolo o penurie de evenimente, efectiv, la MIPIM, și se vedea că practic nu mai erau așa bani. Am văzut poze în 2011 când am fost, de la MIPIM-ul din 2007 sau din 2008, care erau o bogăție luxuriantă, fantastic, se cheltuiau, erau foarte leviși tot așa. În 2011, deci în 2015, în același an, m-am văzut cu Fundbrief Bank, o bancă specializată, Deutsche Fundbrief Bank, o bancă specializată în finanțarea proiectelor în sectorul imobiliar.
Și la momentul respectiv ei spuneau că România este în afara zonei geografice de interes și unde ei finanțează proiecte. E, 2 ani mai târziu, în 2017, țin minte că au început să caute activ proiecte în România. Deci s-a schimbat complet direcția, percepția, sigur, probabil că s-a schimbat și poziționarea României în, în spațiu geografic, așa, din punct de vedere economic. În sensul în care aveam un rating de țară mai înalt și așa mai departe, adică din punct de vedere. E, din 2015-2016, cred că problemele care au început să se confrunte dezvoltatorii imobiliari și investitorii au fost, pe de o parte, bun, investitori într-o mai mică măsură de dezvoltatorii, au început să existe insuficiența a forței de muncă și atunci a început să fie o problemă cu firme de construcții, în sensul care nu puteau să asigure personalul calificat sau necalificat care, pe care și-l asumaseră față de proiectele pe care și le contractează și așa mai departe. Deci începe să fie o problemă la nivelul ăsta. Juridic am avut tot felul de greutăți și tot felul de încercări de-a lungul timpului, de la, sigur, în anii de început ai noștri, deci imediat în primii ani de criză economică, juridic exista în continuare foarte bine controlată problema revendicărilor imobiliare și întotdeauna se punea problema e revendicat, nu e revendicat, există un dosar, nu există dosar. Cred că s-au lămurit, de exemplu, astăzi este din ce în ce mai puțin importantă sau puțin important, sau sigur, este analizat în continuare, facem o analiză extinsă dacă s-au formulat cereri de revendicare, dacă există litigii pe rol care să privească revendicarea, dar astăzi este o preocupare minoră față de alte preocupări ale investitorului care achiziționează un activ sau ale... Da. În schimb, astăzi, față de era trecută sau erele precedente, problema cu care se confruntă investitorul și dezvoltatorul în principal este problema relației cu autoritățile publice. Deci e o problemă care, bine, probabil că trebuie să ajungem aici. Este acest blocaj la nivelul autorităților publice, blocaj instituțional și astăzi... se discută din ce în ce mai mult despre cum putem să depășim acest blocaj. Păi cred că singurul lucru pe care putem să-l facem este să adică de fapt avem două opțiuni, ori să atacăm, ori să așteptăm. Noi am fost, din punctul de vedere, nu am fost niște promotori ai atacului, dar am fost cel puțin niște susținători ai ideii de transparență, înțelegere a drepturilor pe care dezvoltatorii le au un raport de administrațiile publice relevante. Da? Ce drepturi ai dacă ți se întârzie emiterea unei autorizații de construire? Ce drepturi ai dacă nu ți se emite sau nu ți se eliberează un certificat de urbanism? Ce poți să faci în sensul ăsta? Și așa mai departe. Și am câștigat de curând un dosar cunoscut și destul de mediatizat în presă pentru unul dintre dezvoltatorii rezidențiali din București, am câștigat un dosar care cu rezonanță cumva în zona asta. Asta nu înseamnă că promovăm un conflict sau inițierea unui conflict sau unor litigii, un număr de litigii ridicat față de autoritățile locale. Dar cu siguranță ce facem este că, așa cum spuneam, încercăm să explicăm dezvoltatorilor ce pot face ca alternativă la soluția pe care am auzit-o din păcate de curând într-un comunicat al unui dezvoltator rezidențial important, soluție de a pleca din România, pentru că, nu, am auzit unul dintre Gran Via, de fapt, da. Mi-au spus, noi plecăm din România. Cred că există o soluție. O reacție emoțională. Emoțională, da. N-au plecat. N-au plecat încă și sunt convins că nu, acum România totuși e o piață interesantă și o piață care, da. Deci, problemele de siguranță, eu știu, din punctul ăsta de vedere, astea sunt probleme foarte importante, cred că siguranță din perspectiva sau o claritate a procesului în legătură cu obținerea autorizațiilor și cu instituțiile statului, la modul general, da, este o problemă. Deci nu mai cu autoritățile locale, ci instituțiile statului au mai fost. De curiositate, că tu ai experiență și în țările vestice, te văd așa călătorind foarte des. Aud păreri contrariante, adică, da. Exemplu, vin prietena mea din Belgia, din Franța, din UK și noi ne plângem că durează la unele proiecte în locații foarte bune, autorizare, ani de zile, știi? Zic că stai niște, că am și un teren în centrul Bruxellesului sau nu știu ce locație din Bruxelles și mi-a durat 7 ani.
7 ani? Da, sau Marea Britanie 10 ani în procesul de, sau de 70 ani. Da. Da, și atunci suntem așa de rău? Da. Adică să vedem și mitul ăsta, că este un mit acum, că e totul blocat. Bă, chiar așa e. Se mai emit autorizații, într-adevăr. Se emit, da. Nu e chiar totul blocat, dar proiectele mari sunt blocate. Ritmul de creștere, da, dar e foarte greu să compari. Și motivul pentru care e foarte greu să compari o urbe cum e, eu știu, Bruxelles sau Londra cu România, este că gradul de dezvoltare al Bucureștiului punctual față de este infinit mai mic decât uh-huh. dezvoltarea în acest oraș. Atunci ar trebui să meargă mai repede. Așa, trebuie să meargă mult mai repede, pentru că noi avem nevoie de dezvoltare. Noi trebuie să dezvoltăm acest oraș pentru a asigura nivelul de, sigur, metri pătrați necesar pentru a susține economia, creșterea economică. De fapt, astfel asta e vorba. Da? Avem nevoie de eu știu, unități locative pentru a asigura sigur, casă oamenilor care se mută sau care se dezvoltă familiilor cu noilor familii și mai departe. Avem nevoie de spații de depozitare pentru a asigura pentru logistica transportului, împachetării, eu știu, sortării și așa mai departe. Avem nevoie de spații de veiul pentru a găzdui sediile firmelor, companiilor care își cresc activitatea și așa mai departe. Când vorbim despre... Și, sigur, aici există și reversul argumentației, spune, doamne, dacă e oraș ca Londra este totuși matur, foarte bine structurat, de ce totuși n-au dezvoltat-o la nivelul autorității locale o eficiență mai sporită, o celeritate în a gestiona. Da. Păi, sigur, explicația este una singură. Ei fac lucrurile mai încet, dar le fac foarte bine. Iar analiza unui proiect de genul ăla, acum, repet, depinde de zona. Deci dacă vorbim despre centrul Londrei, da, 7-10 ani de zile procesul autorizare. Dacă vorbim despre centrul Bruxellesului, în care ai un centru protejat istoric, pentru că ei, de fapt, această durată excesivă este foarte, foarte... Nu probabil. Știu că este o consecință a procesului de analiză a impactului pe care noua clădire sau pe care extinderea sau pe care, eu știu, consolidarea o are asupra mediului înconjurător. Și vorbesc despre nu numai mediul în sensul larg, dar și efectiv vecinătatea urbanistică, clădire de birouri, alte clădiri, școli și așa mai departe, traficul. Deci ei au și fac această analiză extinsă în zonele de impact. Problema la noi e că se întâmplă în toate zonele. Deci, indiferent de zone de impact sau nu, la noi în toate zonele și zone care sunt un câmp plin de ciulini cu ambrozia asta care e ceva un dezastru pentru sănătatea populației din București, și acolo, da, sunt blocaje. Pe când da, în Londra și în Bruxelles, sigur, sunt, adică trenează foarte mult în tot asta, trenează pentru că el vrea să construiască în zona asta care oricum este sub ultra construită și vrea să și are o școală lângă și are, adică e o chestie care sunt, da, o stradă, infrastructura, și aici e, ok, vrei să analizezi care sunt consecințele, sigur analizează și spune, uite, procesul de fapt de emitere a autorizației este întârziat pentru că trebuie să analizeze toate departamentele respective care sunt consecințele proiectului vostru. Adică care sunt consecințele? Și sigur, noi avem, românii au acest talent să supra-critice țara în care noi trăim astăzi, să supra-critice tot ce se întâmplă în România și cu siguranță că este un obicei prost ăsta. Dar, pe de altă parte, sigur, așa cum spuneam, deci România și Bucureștiul, spre exemplu, dacă vorbim despre București, dar România per total, noi suntem subdezvoltați față de alte țări, la multe capitole, adică avem un nivel de subdezvoltare, subdezvoltarea urbanistică și așa mai departe. Adică, de asta la noi, așteptarea este ca lucrurile să meargă mult mai repede, pentru că nevoia este, există. Nevoia e mare, nevoia există de dezvoltare, de redezvoltare. Și deci asta este, de asta nu poți să compari, nu cred că poți să compari orașe cum sunt Bruxelles și Londra cu București. Asta este problema principală. Dar da, și acolo întârzierea nu e datorată sau nu e cauzată de intenționat. Da? Ci pur și simplu analizele pe care ei le derulează pentru a veni cu o concluzie clară, sunt extinse. Da? Adică
concluzie dacă există impact, dacă care e impactul, cum trebuie, eu știu, proiectat sau cum trebuie alterat proiectul respectiv a clădirii ca să nu existe impactul asupra luminozității, adică zonei și așa mai departe, luminii directe soarelui. Și, da. Silviu, mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi astăzi. Eu mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut plăcere. A trecut foarte repede, adică... Foarte repede. Și chiar am depășit, să știi, și jumate. Sper să am depășit, da. Să fie ok să ajungi la întâlnirea pe care o ai. Mulțumesc pentru invitație. Îți lansez o viitoare invitație când, să zicem, lucrurile încep să o ia pe o pantă pozitivă. Acum suntem într-o zonă așa de tumult în real estate, știi și tu. Și să dezbatem tendințe care se pot manifesta la momentul respectiv. Până atunci, multă baftă și în VC și în real estate și tot ce faci mai departe. Am o pe Silviu Stratulat, un om extrem, extrem de empatic din zona avocaturii. Rar se întâmplă, dar uite că se întâmplă și mă bucur tare că e prietenul nostru și face treabă bună în imobiliare. După cum știți, ne vedem în fiecare joi aici cu date factuale, informații și perspective informate despre piața imobiliară, domenii conexe, cum a fost azi avocatura, construcțiile noi și vânzarea acestora. Până data viitoare, eu și Silviu vă salutăm și vă îmbrățișăm. Mulțumim! Mulțumesc, Daniel! Mulțumesc!